Deputații au votat miercuri 6 aprilie Legea Laptelui, care se vrea a fi una în favoarea fermierilor români, dezavantajați până acum de produsele intrate pe piața românească din Occident. Prin noul act normativ, procesatorii sunt obligați să comunice conținutul produsului ambalat. E o lege care încearcă să aducă o noutate în punctele de facere a produselor lactate, în sensul că se mănâncă foarte multe produse din lapte, chiar și lapte crud, fără a avea informații despre producător și ce condiții să vinde. Și am introdus pentru prima dată, observând că și Uniunea Europeană își propune în termen scurt să facă același lucru în toată Uniunea Europeană, etichete prin care vrem să demonstrăm europenilor că noi suntem conștienți că produsele românești agroalimentare, așa și laptele, de bună calitate. Și atunci se scrie pe etichetă produs în România lapte crud, materie primă din România. Legea în integralitatea sa încurajează producătorii autohtoni. La fel se va proceda și cu celelalte produse alimentare de bază fabricate în România. Încercăm să introducem acest sistem tocmai pentru a-i proteja pe români și a încuraja producătorul român, care totdeauna este eliminat de la rafturile de vânzare, pentru că interesele, mai ales a marketului mare, având acționari numai 30 români, este cu totul Cam aceasta este ceea ce ne-am propus noi și astăzi am reușit să trecem acest proiect de lege. Vor urma și cele ce înseamnă carne, legume, fructe, vrepti, toate acestea să facem ca centre de desfacere comerciale să fie cât mai multe produse în România. Și sunt convins că produsele din România vor fi căutate mult mai repede decât toate celelalte care au doar etichete frumoase și nu calitate. Pe eticheta cutiei sau pungii de lapte ambalate de procesatori se va trece obligatoriu lista ingredientelor folosite, cantitatea netă a produsului alimentar, data limită de consum, condițiile speciale de păstrare și cele de utilizare a produsului, țara de origine și locul de proveniență a laptelui crud, materie primă pentru consum. De asemenea, pe produse se va trece și denumirea firmei care a ambalat produsul și marca acestuia de identificare, numele, denumirea comercială și adresa procesatorului din sectorul laptelui de consum. Eticheta trebuie să se mai regăsească și declarația privind conținutul nutrițional al produsului, conținutul de grăsime exprimat în procente, precum și procesul de tratament termic utilizat la ambalare, pasteurizat, sterilizat, ultrapasteurizat. Pentru laptele și produsele lactate care provin de la alte specii decât de la vaci de lapte, se va specifica specia de la care provin.